21 iulie. Aduce armonie. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Ioan 17 cu 20 și 21. După coborârea Duhului Sfânt, Ucenicii au plecat să vestească un mântuitor proslăvit, ei având o dorință unică, mântuirea sufletelor. Se bucurau de atmosfera suavă a comuniunii cu sfinții. Erau delicați, atenți, săritori, gata să facă orice sacrificiu de dragul adevărului. În întâlnirile zilnice între ei, dădeau pe față dragostea pe care Hristos le poruncise să o descopere. Armonia și unitatea care există între oameni cu diferite dispoziții sufletești, sunt cea mai puternică mărturie care poate fi adusă în favoarea adevărului că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume pentru a-i mântui pe păcătoși. Este privilegiul nostru să dăm această mărturie, însă, pentru a face aceasta, trebuie să ne punem pe noi înșine la dispoziția Domnului Hristos. Caracterele noastre trebuie să fie modelate în armonie cu caracterul său. Voința noastră trebuie predată voinței sale. Noi suntem de aceeași credință. Membrii ai aceleași familii, cu toții copiii ai acelui aștată ceresc, cu aceeași nădejde binecuvântată a nemuririi. Cât de intime și duioase ar trebui să fie legăturile care ne apropie unii de alții. Oamenii din lume ne supraveghează pentru a vedea dacă credința noastră exercită o influență sfințitoare asupra inimilor noastre. Ei reușesc să observe cu rapiditate orice defect în viețile noastre, orice neconcordanță a vorbelor cu acțiunile noastre. Să nu le dăm nicio ocazie de a ne batjocori credința. Micile nepotriviri asupra cărora zăbovim duc la acțiuni care distrug frăția creștină. Să nu îi îngăduim în așa fel vrășmașului să câștige avantaj asupra noastră. Să ne apropiem din ce în ce mai mult de Dumnezeu și unii de alții. Inima Mântuitorului este cu urmașii săi care împlinesc planul lui Dumnezeu în toată înălțimea și adâncimea sa. Ei trebuie să fie una în El, chiar dacă sunt risipiți în lumea întreagă. Când rugăciunii Domnului Hristos îi se dă pe deplin crezare, va fi văzută unitatea de acțiune în rândurile noastre. Frate va fi legat de frate prin legăturile de aur ale iubirii lui Hristos. Numai Spiritul lui Dumnezeu poate aduce această unitate. Cel ce s-a sfințit pe el însuși își poate sfinți ucenicii. Uniți în el, ei vor fi uniți între ei prin cea mai sfântă credință.